Nu am găsit-o. Trece acasă! Tot nu vrea acasă. Mimi, nu acolo! Mimi, stop! Așa ceva n-am pățit niciodată. Stop, Mimi, stop! Stai! Mami crede că s-a speriat de mașina de lemne. Eu nu cred. Tati a găsit-o, dar oare a găsit-o în curte? Hai să vedem unde e Mimi. Salutare și bine ați venit la un nou vlog în familia noastră. Mimisor! Cu noi! Prezentă, ca de fiecare dată și iubitoare în același timp, cu probleme. Nu vrea în continuare să mănânce. Dar poate că acum vrea. Hai, Mimi, hai, papa acolo. Hai, Mimi, hai. De ce nu vrei tu să mănânci? În schimb vrea să se joace. Hai, Mimi, hai. Hai la tata, hai. Hai frumoasă. Cum am salvat-o noi și acum e tot timpul cu noi la noua noastră casă. Da, iubita, da. Vrea afecțiune. Cine se joacă cu Mimi? Salut! Salut! Am venit de la grădiniță. Au venit și fetele de la școală și au intrat repede în casă că le e fomiță. Și Mimi e fomiță? E fomiță de mâncare. Dar de ce Mimi nu mai vine în casă? Pentru că... Ea așa a fost învățat. Exact. Cred că a fost... în casă. A fost ținut afară, nu, a fost ținut afară. A fost un cățel ținut în curte. Sau pe stradă. Sau? E un cap șorturi și mă uit la clipuri. Ești călțată. Sau încălțată, hai. Bravo, Bri! Ce-i asta, Bri? Bri, du-te și te îmbracă, puneți ceva pe tine. Purtică goală. Păi faci o jilete de repede. Cum are Teo? Cum e Teo? Super tare! Bună! Mergem la magazin pentru că mami are poftă de semințe. Miami, miami! Eu vreau semințe fără coază. Dar hai să căutăm! Uite, așa, ține. Da. Și așa. Fără coază. Fără coajă. Adică așa. Miami. Se mănânc direct. Da. Nu-i mai decozesc. Nu, nu. Hai să vedem dacă mai trebuie ceva. Oprim apa. De fapt, oprim focul de sub apă. Apa s-a încălzit, e foarte fierbinte. Trebuie să avem mare grijă, nu mâncăm imediat. Oricum, tăiței trebuie să stea la hidratat. Mă duc să citesc instrucțiunile și vă comunic și vouă ce ne gândim să mâncăm la cină. Avem tăiței. Cina. Asta e cina noastră. Tăiței florești. În sfârșit, nu mai sunt picanți. Marea e la pregătire la engleză. Online. În camera ei. Tu și cu Bri veți mânca cu porc. Eu împărțim dinainte pentru că... E mare. De mult. E mare, Bri. Abia aștept. Aceasta este pentru Marea. Uite, uite. Uite cum sunt. Sunt rotunzi. Ce făceai acolo, Teo? Rupel. Și dai și Brianei. Acest ramen l-am cumpărat de la magazinul corean de aici din Oradea. Mă înșel, mami? Nu, nu te înșel. Eu am vrut un și am terminat. Nu te înșel? De hai, Mara, la masă. Trebuie să fac la pregătire. Nu, trebuie să fac proiect la engleză, proiect la latină, de învățat la mate și la română. Hai să mâncăm. Hai să mâncăm. Avem ramen. Era să fac o mare greșeală. Știți că v-am spus că e nepicant. A venit Mara. Mie nu-mi plac sosurile astea. Am pus praful pe ramen. Și mi-a spus Mara, dar știi că iute. Și când am gustat, mureai. Așa că am transferat în altă farfurie. Și ăsta la, dau la doritori. Dar nu cred că copiii sunt interesați. Oh, nu. Cel puțin ai noștri. Nu, clar nu. Eu? Ai oștri? Eu? Mănâncă iute? Mie nu-mi plac prafurile. Mi-am deschis, da. Când am văzut cum arată. Astea alea poți să le pui. Astea sunt legume. Deshidratate. Sunt super astea. Pune-le. Eu nu vreau. Ăsta-l păstrez eu. Mai scot din el că e prea iute. Dar mie îmi place picant. Și să vedeți ce este în plicul acesta. Aici sigur nu-i picant. Și sunt legume. Sunt? Wow. Ari, te luăm acum. Faptul că mâncăm așa cu prafurile astea și așa mai departe. O facem pentru că mâncăm oricum extrem de rar.
Nu știu dacă am mâncat în ultima lună și jumătate. Sigur nu. Nu. Nu ne-am mâncat în august. V-am fi arătat. Cred că o dată. Și ni s-a făcut poftă. Iute! Ce iute? Ce-ai pus acolo și iute? Hai de aici. Mara ne-a zis. Nu știu, era așa cum să vă. Britu, ce bei acolo? Acolo în pahar are lapte cu cacao, bea și iaurțel. E bun, e bine pentru ea. Bebelușii beau lapte. Îmi pun și un pic de bază pentru mâncăruri. În locul prafului picant. Mami, avem jos de soia. Nu avem noroc. Nu cred că l-am adus. Măcar am un iaurțel așa la cutie, că am iute în gură. E foarte bun. Mie îmi place iute, dar nu foarte iute ce-ți fac. Ce iute, așa un pic, să simtă și după aia, da, după aia gata. Eu cred că diferența dintre acesta corean și acesta românesc e doar de preț. Și faptul că la asta nu trebuie să mai adaugi nimic, că el nu e picant. Mă rog, și un pic de gramaj. Ăsta costă în jur de 30 și ceva de lei, iar acesta e până în 3 lei. Care credeți că este mai gustos și care este mai scump? Cel mai mare sau cel mai mic? Scrieți în comentarii. Punem apă. Mie pune mama. Câtă apă oare se pune? Să acopere ramenul. Să-mi pun și eu vegetalele. Cam două bolunice. Da, două. N-are rost. De mai facem așa. Oricum, ei trebuie să se umfle, deci trebuie lăsat așa, mami. Da? Între timp se și răcește apa. Punem și legumele. Arată bine, apă, la tine punem doar un polunic. Eu nu înțeleg voi de ce l-ați fărmat când el are fix forma farfuriei. Ca să fie mai mic când îl mâncăm. Magia să se întâmple, punem și la mine apă. Voi mâncați vreodată mâncare coreană sau dacă nu, mâncați astfel de tăiței la plic? Des. Și cât de des mâncați? Era o perioadă când fetele voiau acești tăiței la plic să-i mănânci așa, ca pe snacks-uri. Da, era foarte bun. Puneai ăia mici. Puneai la tartie. Dar erau așa ceva. Da, ăștia erau. Da. Mamă, ce buni erau. Se umflau în stomac. Dă-i seama. Da, oricum, erau buni. Pentru că eu cred că sunt mai sănătoși decât chipsurile și alte cănțănele. Da. E deci doar... erau praf. Fidea fiartă și deshidratată. Ele sunt deja fierte, acum doar se hidratează. Dimineață! Foarte fain! Super! Wow. Wow. Așa începem ziua cu acel curcubeu pe cer pe care l-ați văzut mai devreme și cu veselia copiilor. Uite! Ce? Cerul e roșu! De ce e roșu? Pentru că acum răsare soarele și e un efect acesta, știi? Se pare că ploaia nu ne lasă și își intră în drepturi. Bună dimineața, mami pleacă la stomatolog. Succes! Mai am o singură plombă de înlocuit și gata. Am întârziat un pic, Paul ne așteaptă. Ia să vedeți unde mergem noi. Aici. Bună dimineața, domnul doctor. Dimineața. Ce facem azi? O căriuță. Schimbăm o plombă. Nu mă rebarbarică. Mă acoperă de tot. Până mă duc și eu la stomatolog ca să o schimb pe mami, iau fetele să le duc la niște prieteni ca să nu se simte singure acasă. Gata, mergem. La școală. Și cu Ari la prieteni. Astăzi am și stomatolog. Gata, fetele. Hai, Ariuca, hai că plouă bine. Uite cât fac. E toamnă adevărată. E bine că s-a mai încălzit. Succes, fetelor. Am ajuns. Mă aștept rândul. Și sunt gata. Mulțumesc. Gata. Super, rândul meu. Cafeaua mea e foarte frumoasă. Ne-am luat și ciocolate. Angă neagră? Da, de acolo. Și gata și tati. Mulțumim, Paul, pentru toate intervențiile. Mami, a terminat. Acum trebuie doar să țin sub control. V-am spus că n-am avut eu de lucru. Tati mai are.
Mergem după Ari, Ari e la Alexandra. Întreba dacă o să ia în oraș, cum pleacă cu Mara. Pe Mara o duce ea la flaut. Așa că avem ajutare, da. Ne bucurăm. Prietenilor, pentru tot. Mulțumim. Ia uite, ce-am găsit aici. Uite, Bri urmează să stea în scaunel. Am făcut rost de o înlocuitoare a Briane. O avem pe Maria, salut Maria. Salut. Maria de la gimnastică. Încentu-i. Iată cine se joacă cu Ari. Maria. Maria, ne arăți ce fac alea? Ne arăți? Wow. Super, îți place Ari? Da? E bună Albina Ari? E bună? O clipă de neatenție și Mimi a ieșit din curte. Nu mai găsim. Au venit niște domni, au adus lemne, gata, tăiate, crăpate, bune de pus la foc, în șemineu. Și unde o fi Mimi? Of, 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 of. Mimi! Nu am găsit-o, nu e pe aici. Mai căutăm. Trece acasă! Un minut, atâta n-am supravegheat poarta și a fugit. Și ați văzut-o cât de repede fugea. Uite și mami, mami! Uite, uite cum tot nu vrea acasă. Mimi, înapoi, 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 înapoi! Mimi, nu acolo! Mimi, stop! Trece acasă! Mai repede acasă! Nu, 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 vină Luca! Mimi! S-a dus la vecin! Mimi! Așa ceva n-am pățit niciodată. Iată pe Mimi cum iese. Sunt mașini. Hai, intră în curte. Stop, stop, Mimi, stop! Mimi, înapoi! Unde ești? Unde e? E sub mașină. Peste iese! Peste iese! Pentru ce mă vrea acasă? A fugit ea. Înapoi! Toate aleargă după Mimi. Doamne! Hai să-l vedem. Și aici vin mașini într-una. Stai! 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 Stai, Mimi! Mașina, mașina, mașina! Înapoi! Vino înapoi! Iar a fugit la vecini. Dar nu o mai văd. Sunt îngrijorată. Uite, uite, uite! Mami crede că s-a speriat de mașina de lemne. Dar eu nu cred. E doar obraznică, Mimi. E aici? Găsim în variantă să vină. Treci acasă. N-a vrut nici acum. Mimi! Mimi! Că e roșie mașina? Eu nu cred. Oare s-a dus în spate și o putem vedea prin curte? Tati s-a dus deja în curte. Și acum să vedem dacă reușește să o recupereze pe acolo. Trebuie să merg eu să o alung de acolo ca să se ducă acasă. Hai să vedem unde e. Mimi! Mimi! Cății mei mari acolo. O latră. Mimi! Nu știu, pe aici a luat-o. Uite-o! Unde s-a dus? Eu mă dau bătut. Mami insistă. Deja s-a ascuns bine, Mimi. Trebuie să avem răbdare, zic eu. Altă soluție nu văd. Tati a găsit-o, dar oare a găsit-o în curte? Hai să vedem unde e Mimi. Eu am rămas în urmă pentru că am vrut să o mai caut, dar cred că de la vecini a sărit direct la noi în curte. Invers nu poate, pentru că ar trebui să urce și nu prea poate. De când de coborât, poate. Tati, ai găsit-o? Am fugit din curte! Serios? Mimi, cățel rău! Să nu mai pleci, cățel rău! Hopa! Am prins pe cadru cum s-a rostogolit. La noi a venit și Raisa. Salut, Raisa! Raisa merge și ea cu fetele la gimnastică. Vai! Tati! Este jar, gata, tăiat, numai bun, depus pe foc. Unde pui tu lemnele astea? Vedem, trebuie să le găsim un loc. Aici nu-mi plac. Ori afară, acoperite. Unde? Nu, n-ai cum. Dar dacă le pun aici pe laterala asta și sunt protejate. Ok. Așa fac. Aici le așez frumos. Tati, cât te-au costat toate lemnele astea? E secret.
Dar măcar câte sunt? Sunt 2 metri cu. Atât? Atât. Facem foc de seară la șemineu? Facem, tati! Închide porțile la tati, că mult am tras cu Mimi. Închidem porțile. Mimi, Mimi, Mimi. Să vedem ce zice Mimi. Unde ai plecat? De ce ai plecat? De ce ai plecat? Știe că a greșit? Vedeți cum face? Știe că a greșit. De ce ai plecat? Ia zi-ne tu, nu. Am alergat o groază. Și eu? Important că Mimi e acasă și e bine. Maria, ce părere ai? Ce zici, Maria? Am alergat după Mimi? Am alergat ceva după Mimi. Și ea se bucură acum. Se bucură. De ce ai plecat tu de acasă? Zim. De ce ai plecat de acasă? În mod normal, acum, ar trebui să-i depțită. Dar data viitoare să nu mai fugă. Uite unde s-a dus. Ea pușcă. Stai că a ieșit din nou. Dar știe că a greșit. Știe sigur. Ar trebui să o închidem acolo în țarc cu ăla, pentru că altfel nu se învață minte. Tu ce zici, tati? O închidem în țarc sau o lăsăm liberă în cușca ei? În mod normal, ar trebui pusă în țarc. Da. Scrieți-ne în comentarii și dați-ne o soluție. Nu e prima dată când iese din curte. Ea este liberă la noi. Nu vrem să o închidem pentru a avea un confort mult mai mare. Și pentru că a suferit destul până să ajungă la noi, ținând cont că a fost un cățel de pe stradă, hrănit de oricine, călcat de mașină și așa mai departe. Noi n-am bătut-o niciodată și nu vrem să o batem, deși am fost sfătuit să facem asta. Nu o să se întâmple. Acum dați-ne voi soluția. Cum să o facem să înțeleagă, să nu mai fugă? Ea se întoarce, chiar dacă a fugit. De multe ori a fugit și a venit la poartă înapoi. Dar nu vrem să riscăm să fie iarăși călcată de mașină. Priviți cum circulă pe aici mașinile. Și sunt mari. De sub roțile astea nu mai are cum scăpa, de exemplu. Sperăm să o ferim de așa evenimente și să crească sănătoasă la noi, în casă și în curtea noastră. A făcut-o mega ura. Uite câtă gaură a făcut. De ce face afară? Nu știu, a făcut o gaură mare. Era. Am văzut când a făcut-o. Pe spatele cadrului se vedea. Mimi! Mă pară țeavă acolo. Maria fuge de ea. Maria e un fel de Teo. Se sperie de Mimi. Important că Mimi e acasă, e sănătoasă. Și acum noi trebuie să ne tragem sufletul la cât am alergat. Mult am alergat. Și a sapă. În continuare, ce găsește ea acolo? Ce e acolo, Mimi? Poate dezgroapă o comoară. Ideea e că atunci când o prindem, se oprește. Ce va face ea? Ia că ce găsește acolo? Ceva a găsit. Să fie vreun șoricel? Se poate. Așa că noi încheiem vlogul aici. Mulțumim că ați ajuns până la final. Până data viitoare aveți de vizionat în continuare vloguri, sketch-uri, challenge-uri, playlist-uri, puteți să apăsați pe oricare dintre ele și vi se va deschide universul nostru. Ne tragem sufletul. Noi vă spunem la revedere și v-am pupat! Pa, pa!